Vă spun și eu un mesaj, câteva cuvinte de început de an. Mesajul pe care eu l-am transmis, l-am postat și pe site-ul școlii ieri, dar cred că trebuie să vă spun și astăzi câteva cuvinte. În primul rând, mă adresez elevilor care, după o vacanță lungă, spun eu, poate voi spuneți scurtă, relaxantă, frumoasă, cu drumeții, cu tabere, cu ieșiri la bunici, la iarbă verde, cu lectură, sper. Dar cred că în toată vacanța asta ați avut timp și de meditație și de analiză a ceea ce s-a întâmplat în anul trecut și cred că toți v-ați făcut planuri pentru viitor. Cred că toți aveți un țel în viață, de la cei mici, care au abia 6 ani, dacă îi întreb fiecare, vor să devină ceva în viață, foarte mulți dintre ei știu ce vor, până la cei mari din clasele terminale, din clasa 7, a 8-a, care la acest moment ar trebui să știe, să știți ce vreți. Atunci când știi ce vrei și atunci când ai un țel în viață, acesta te călăuzește și acesta îți dă forța de a merge mai departe. Școala înseamnă o calitate dublă a voastră, aceea de elev, care înseamnă învățare, care înseamnă achiziții de cunoștințe, de deprinderi, de atitudini, de valori. Toate acestea vă vor ajuta să fiți oameni profesioniști în societatea pe care vreți să o construiți voi la un moment dat. Școala înseamnă și un mediu real în care legați prietenii, în care trăiți emoții, în care sunteți împreună și aș vrea să nu o înlocuiți, să nu-i scadă rolul școlii ca mediu real de comunicare în detrimentul a ceea ce voi accesați foarte mult astăzi, Facebook-ul. Suntem aici vii, suntem împreună, legăm relații împreună, comunicăm împreună. Aici dezvoltăm prietenii. Cred că e cel mai important lucru pentru că în general reușitele în viață depind, dincolo de achizițiile pe care le facem, de calitatea relațiilor pe care le avem unii cu ceilalți. Și aceste relații în ziua de astăzi parcă au tot mai mult de suferit. Vreau să cred că va fi un an bun pentru toți, mă adresez în principal celor de clasa 8-a, care vor avea primul examen al vieții lor și s-ar putea ca unii să fie foarte mulțumiți, unii mai puțin, sigur asta este în funcție de ceea ce veți face și în acest an școlar.